Primești o medalie, ai făcut un lucru deosebit, ai muncit, ai câștigat-o și uite, este a ta. Adică nu vine cineva să spună medalia pur și simplu așa cum se mai întâmplă astăzi la copii, pentru ca nimeni să nu se simtă lezat sau frustrat că a fost la un eveniment, o competiție și nu a primit nimic. Însă, cred că e destul de mică să încep să-i umplu capul cu tot felul de lucruri pe care eu le-am făcut și parcă mi-ar plăcea mult să o las și pe ea să le descopere la momentul potrivit. La tine a existat altceva în afară de gimnastică? În perioada în care am făcut sport, aș putea spune că nu, pentru nu, că dar înainte, bine, timpul. Înainte de 4 ani nu prea avea ce să fie. Asta vreau să zic, deseori primesc întrebarea, dar ce ți-ai fi dorit să faci dacă nu făceai gimnastică? Când te întreba tovarășa învățătoare, când te întreba, știi, ne spunea, ce ai vrea să te faci, Andreea, când o să fii mare? Da, să știi că n-am avut timp să mă gândesc la altceva. Am început la 4 ani. Slavă Domnului, nici din comunism n-am prins prea mult. 6 ani, la 6 ani, 6 ani aveam, abia am prins la Revoluție. Deci nu am avut așa discuții din astea foarte... deși și în anii, la începutul anilor 90, nu era ca și cum gata, înțelesem toți cu adevărat ce înseamnă libertate, cel puțin noi. Oricum, când ne uităm la alții, să fim fericiți. Și nu am avut așa o idee foarte clară despre ce aș fi putut să fac. Într-adevăr, cred că dacă nu aș fi reușit să fac sport, mi-ar fi plăcut să devin profesor de limbă și literatura română. Dar asta datorită unei doamne, profesor foarte, foarte implicată și foarte drăguță, pe care o iubesc și astăzi și cu care sper să mă regăsesc de curând la Bârlad. Știi cum se întreabă bătrânii, dar ai avut timp mică să faci și... și nu-ți permite să faci și școală. Drept este că poți să păstrezi un echilibru bun până la momentul la care îți dedici timpul în totalitate performanței și atunci, evident, școala cade pe planul 2, dar asta nu înseamnă că o abandonezi. Iar în cazul meu, după ce am renunțat la sportul de performanță, să îmi continui studiile, să fac și altceva, să mă dezvolt și într-un alt domeniu, de ce nu? Așa că ține foarte mult de fiecare, nu e de vină sportul pentru asta, crede-mă. Într-adevăr, cere foarte mult. Și performanța, în general, în orice domeniu, cere multă muncă, mult sacrificiu și determinare acolo. Nu se iubă medalie olimpică fără sacrificii. N-ai cum. Așa adică, vorba ta, să te trezești dimineața, să te duci să spună la o medalie de gât. E foarte greu. N-ai cum. Erai copil atomic? Sau nu știi? Să știi că probabil suficient de năzdrăvană când eram mică, dacă am fost dusă la sport. Deci ăsta e motivul, da? Hai să o ducem să-și consume energia în sală. Cred că și acesta. Adică eu m-am născut într-o familie în care sportul este iubit. Tatăl meu, care din păcate nu mai este, a jucat fotbal. Și probabil că părinții, bunicii mei nu i-au înțeles foarte tare pasiunea asta pentru sport și nu l-au susținut îndeajuns. Ori el și-a dorit foarte mult ca pe copiii lui, eu și fratele meu, să ne îndrepte către sport. Fiind născută la Bârlad, într-un oraș destul de mic, opțiunile, oricum, la vremea respectivă nu erau foarte multe, așa încât între atletism, nu știu ce mai era acolo, ales să mă duc la sala de gimnastică, repet, și pentru că eram suficient de năzdrăvană și mă cățăram oriunde prindeam un loc, aveam și posibilitatea să mergem la bunici, la curte și acolo era joacă cât cuprinde, așa că am început jucându-mă. Probabil că nici tata la momentul respectiv, în 1987, nu-și putea face vreo iluzie despre copilul lui, cum că ar putea să ajungă la o competiție majoră. Eu nici atât, pentru că mie îmi plăcea să mă duc să mă joc și aveam o groapă cu bureți despre care, când povesteam celorlalți copii în fața blocului, eram super mândră, wow, câte lucruri învăț eu să fac acolo și voi nu. Așa am început. Corect. Tu ai avut spatele blocului, ai avut timp de spatele blocului? Da. Să știi că da, deși aveam antrenamente în fiecare zi și o super disciplină, asta este primul lucru pe care l-am învățat în sala de gimnastică, odată să asculți indicațiile antrenorului, asta și pentru că, ferească Dumnezeu, e riscul să te accidentezi, fiecare sare în fel și chip acolo, ori ideea e să asculți de cineva și să existe o sincronizare a tuturor copiilor din sală, plus că aparatura e nouă și nu știe toată lumea să, nu știu, să meargă pe bârnă, secațere, pe bara de la paralele sau alte năzdrăvănii. Și în weekenduri sau zilele libere în vacanță, când aveam liber, continuam pregătirea fizică în spatele blocului, alergând, jucând. Te dădeai pe bătătorul ăla de covoare? Sigur, le arătam copilor cum am învățat îndreptarea la paralele sau tot felul de chestii care erau foarte periculoase. Cred că nebuneai dacă te uitai de la balcon, știi, fără să știi să știi tu, știi? Nici să fii la un balcon să te uiți cum Andreea le explică copilor ce a învățat. Și să-i văd eu acum, să o văd eu acum pe Amira, de exemplu, făcând... Nu mor de inimă, așa stai cu... Deci chiar... Dar genunchii cum îi aveai? Erau... Ca adică toți copiii, ai putut... plin de bunătăi. Da? Asta vreau să zic, ai putut să porți fustă? Nici nu mi-a mai pus problema asta, căci joaca era la cotenare. Era greu? Greu însemnând acum că gândești cu alții. Atunci era o joacă, era dar acum gândind cu alți ochi și cu altă minte privind, era greu?
Sincer să fiu, n-aș putea spune în momentul acesta că a fost simplu, dar nici că a fost greu. Știi, în momentul în care ești obișnuit cu un program și cu o disciplină și lucrurile vin în mod treptat, cumva, nu m-am dus din prima în sala de gimnastică și am făcut 100 de genoflexiuni să încep să plâng și să mă cer acasă. Ori lucrurile au început într-un mod firesc, natural, după care, când am început să înțeleg cumva mai bine gimnastica și să-mi placă și mai tare și să văd că pot să învăț elemente noi și să am un soi de competiție pe care probabil la vârsta respectivă nu o realizam foarte bine, dar am înțeles că pot să concurez și la alte concursuri cu alte fete și să văd dacă pot să fiu la nivelul lor sau poate chiar mai bună, lucrurile am început să accept și să înțeleg lucrurile altfel și îmi plăcea, a început să-mi placă să fiu mai bună în fiecare zi, să învăț câte un element nou, să merg la o competiție și să mă întorc cu o medalie. Ori asta cumva m-a ajutat să nu mă lamentez. Sigur că a fost momentul în care a venit cererea Federației de Gimnastică la club, în care eram selecționată la lotul de junioare și atunci a fost un moment important în care am avut o discuție și cu antrenorii, am avut o discuție și cu părinții care mi-au spus că merg la lot pentru că se pare că aș putea să fac performanță, nu pentru că ei nu mă mai iubesc și de asta trebuie să plec de acasă. Chiar am avut discuția asta pe cu tata. Da. Noi am avut o relație foarte frumoasă, ca și familie mă refer, și tata a fost un mare susținător și poate chiar dacă nu mi-a spus neapărat că își dorește să fac performanță ca să nu pună un soi de presiune, probabil, nu știu, am simțit cumva în toată povestea asta și visul lui neîmplinit de a ajunge să practice un sport de performanță. Și, deci asta a fost discuția, măi mămică, nu te dăm că nu mai te vrem. Da, da, ci pentru că, uite, dacă vrei... Aia... Aveam 12 ani și nu eram probabil la fel de precoce așa cum sunt copiii astăzi, care înțeleg foarte bine tot felul de lucruri și accesul lor la informații este cu totul și cu totul altul. Ori ei au vrut să se asigure că, Doamne ferește, nu faci vreo depresie fiind departe. Deodată am plecat fără familie, fără antrenori, fără colegi, eram singura selecționată de la Bârlad. Ok, cu sportive pe care le mai văzusem la concurs, dar pe care nu le știam atât de bine încât să mă simt confortabil. Ce însemna sala atunci la Bârlad? Copii mulți? Fete multe? Erau foarte mulți copii, foarte mulți copii care cumva veneau să practice gimnastică. Cred că era și o implicare mai mare a antrenorilor de a face selecție în grădinițe. Adevărat, pe mine m-au dus părinții, nu am fost selecționată, dar e clar că implicarea antrenorilor era diferită decât astăzi. Nu vreau să deranjez pe nimeni, însă probabil că lucrurile astăzi sunt privite un pic mai superficial și lumea se gândește mult mai mult la modul în care trebuie să trăiască. Nu-i judecăm, probabil că este firesc. Ori oamenii atunci făceau dintr-o pură pasiune. Adică mi-aduc aminte de prima mea antrenoare de la Bârlad, doamna Veronica Ionașcu, a și recunoscut la un moment dat că a învățat gimnastica odată cu noi. Nu aveau YouTube, nu aveau tot felul de alte năzdrăvânii. Erau niște elemente, kinogramă desenate pe care le studiau. Erau desenate ele? Da, 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 da. N-aveai. Exact. Și învățau din cărți pe care le aveau la momentul respectiv și din experiența lucrului cu copii. Adică nu era cineva care să vină să le predea. Nu știu, se făceau probabil și atunci cursuri de, nu știu, arbitraj sau de antrenorat. Dar foarte multă pasiune și foarte multă determinare. Sala asta mai există? Există. Poartă chiar numele Andreea Răducan, în orașul Bârlad. Și mai vin copii acolo? Cum să nu? Cum să nu? Sunt copii. Cred că trebuie să fie o senzație așa un picuț. Sunt super încântată. Pielicica, sunt, nu? Ca de găină, foarte încântat acolo. Și eu merg destul de des, să spunem, la Bârlad. În plus, în fiecare an organizez Cupa de Gimnastică Andreea Răducan, în orașul în care m-am născut. Anul acesta este a 10-a ediție. Doi ani am făcut pas din cauza pandemiei și pentru că nu ne-am putut organiza așa cum ar fi trebuit. Sper din suflet că anul ăsta să nu mai apară lucrurile sau să nu degenereze, să spunem, și să putem să organizăm competiția. Consider că e un soi de recunoștință pe care pot să o arăt pentru orașul foarte în care m-am născut, asta, pentru clubul de la Bârlad. Cum se uită la tine? Cinstit. Frumos! Că ei știu. Nu mai poți să mai spui că n-au aflat sau știu. Că nu știu. Da, așa este. Mie îmi place foarte, foarte mult și asta este și motivul pentru care mi-am dorit ca această competiție să nu fie organizată de altcineva și doar să poarte numele meu. Asta este motivul pentru care an de an sunt acolo, mă implic în organizare. Ei au posibilitatea să vină, să îmi dau și idei pentru alte proiecte la care deja o să începem să lucrăm. Întreabă, dar nu ți era teamă când te urcai pe bârnă? Dar ce spuneai tu când antrenoarea te certa dacă nu ți-eșea elementul? Dar știi, când auzeai pe toată lumea că strigă la alte sportive, te emoționa și pe tine? Sau... încerc să le arăt trofee, au tot felul de... Discuțiile cu copiii sunt super simpatice și sunt foarte imprevizibili. Niciodată nu știi la ce te aștepți. Vreodată, la modul sincer discutând, că grație vouă
se întâmplă lucrurile astea? Pentru că, uite, Alina Dumitru a venit și ne-a spus, eu când am coborât din avionul de Sydney, am văzut niște fetițe cu o pancartă așa, nu le chemase nimeni dimineața să vină aeroport. În ce voiau să facă judo pentru că o văzuseră pe ea. Pe voi v-au văzut la gimnastică, pe Simona, știi, adică cred că trebuie să fie un sentiment foarte interesant, nu, să știi că ai mișcat ceva. Că la voi e clar, n-ai cum să spui că grație vouă sau din cauza voastră, ghilimele, nu, vin oamenii la, sau părinții își duc fetele. Este o bucurie foarte mare și este unul dintre lucrurile importante cu care rămâi în urma unei activități competiționale. Altfel, de trofee oamenii mai uită, de îmbogățit, clar că nu te îmbogățești, dar clar poți să ai un trai decent. Emoțional, da, fără da. Da și poate. Dar poți să ai un trai decent. Adică nu cred că ne putem plânge. Acum, sigur, te întinzi cât iese plapuma și fiecare ține de fiecare om cum reușește să-și managerieze și imaginea și absolut tot după încheierea activității competiționale. Dar ce vreau să spun, da, e foarte adevărat că și asta este sentimentul plăcut, cel puțin în cazul meu și după 20 de ani de la Sydney, să mă întâlnesc cu oamenii pe stradă și să-mi spună Andreea, uite, sau să, nu știu, să arate cu degetul, să spună, este sportiva noastră, este campioana noastră, sau să vină să te întrebe, știi, să știi că am plâns pentru tine, să știi că m-am trezit și să te văd la competiții, sau oameni în vârstă, care să știi că i-am povestit nepoțelei mele despre tine, cum făceai gimnastică. Și n-au cum să mintă, n-au cum n-au să bage în ele, e clar că așa s-a întâmplat. N-au de ce. Ori asta este un sentiment extrem de plăcut și care cumva odată te face să crezi și să înțelegi că nu ai trăit degeaba până la momentul ăsta, că ceea ce ai făcut e cu adevărat important și că nu e nimic superficial și că toți anii tăi de muncă și sacrificiu au contat și se concretizează într-un respect și o apreciere pe care o primești din partea oamenilor. Nu să te lași vreodată, ți-a fost greu? Sigur, sigur. Eu nu cred că un sportiv de înaltă performanță care vine și spune, domnule, la mine a fost totul așa foarte... roz, bonbon. Chiar nu cred asta, pentru că sunt, evident, sunt momente în care traversezi perioade de deznădejde, în care ți se pare că poate nu e drumul cel corect, te antrenezi foarte bine la antrenament, mergi la concurs și nu-ți mai iese, sau la antrenament îți dai silința și parcă totuși bați pasul pe loc fără un progres real. Se îngustează bârna aia la exact, concurs, așa un pic. Apropo de bârnă la capete acolo, eu am crezut că Larisa râde de noi. Ascundeai și tu ceva? Că am înțeles că are... Nu? Nu. Mi-a zis a povestit Larisa? Da. Și ne-a zis, voi știți că bârna în capăt are... Cam periculos să ascunzi în sala de antrenament. Și am zis, acum râs de noi, ce râi? Băi, acolo ascundeam alea, că nimeni nu se gândea. Da, nu, n-am știut, noi n-am făcut asta. Uite, vezi ceva nou, nu? De asta spun, generațiile sunt tot mai precoce, fiecare. Și coborâtul pe... Asta se exersa și în perioada noastră. Se exersa? Da, da, da. Nu am fost eu neapărat capitan la genul acesta de acțiuni, pentru că, spun foarte sincer, nu am avut forță în brațe niciodată. Altfel ai fi coborât. Nu, de coborât coborai, mai greu era de urcat. Și cu rucsacul în spate, că trebuia să aduci oarește merinde, că doar nu te duci, este plin. Da. Era o și problemă. Acolo la Deva sau unde vă făcuse vis-a-vis un magazin așa, am înțeles? La Onești. La Onești? La Onești era Ciupercuța se numea. Ciupercuța. E, omul ăla de ștebreu de tot seama. De-a pus acolo. Da, 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 da. Cred că și acum are. Deci la Ciupercuța era locul de... Acolo la Deva, la Onești, da. Și la Deva, bine, îți dai seama că plecând noaptea trebuia să găsești magazine care erau deschise non-stop. Da, te-ai duce la cofetărie. Foarte greu. Da, clar la că fetele le știam. De acum mai ușor, că mai trecuse timpul, dar la voi prin 90... Nu știu dacă astăzi se mai, fac lucruri de genul ăsta, sincer. Primești... Da, și e un pic mai, cred că e un pic mai lejer totul. Acum și eu am prins o perioadă destul de lejeră, dar asta făcea parte cumva și din modul nostru de a ne face viața de cantonament mai interesantă, căci numai antrenament, rutină, da, și dacă primeai ciocolata direct la masă sau primeai așa, poate nu mai apreciai așa de tare, știi? Nu mai făcea niciun efort. Era regimul spartan-spartan? Nu vorbim de performanță, că e clar că aici trebuie să fie. Da. Era, pentru că noi vă plângeam de milă la ce auzeam de din afară. Dar să știi că povestea asta este și astăzi, că băi, cu frunza de salată... Bine, odată deși că voi auziți asta acum. Da, bine, eu deja m-am plictisit, te spun sincer. Vine cumva și din, vine și din faptul că gimnastica e practicată de copii și atunci sigur că altfel te uiți la un copil care are, nu știu, 14, 15, 17, 16 ani, față de un canotor care are 20 de ani. Normal că ai mai multă, probabil, nu știu, empatie față de un copil decât față de un adult. Și de aici, vai, mi-aduc aminte că mergeam la munte și îți dai seama, la munte mergeam să alergăm, să ne jucăm cu zăpadă. Vai, săracele, noi nu mai puteam, că noi mai auzeam și pe ceilalți cu picioarele prin zăpadă. Vai, săracele, uite ce li se întâmplă. Făcea parte din programul nostru de pregătire. Repet, nu a fost, nu mi s-a părut neapărat un program atât de
de dur. Sunt foarte conștientă astăzi cu atât mai mult că altfel, trăgându-mă de șireturi cu antrenorii, nu aș fi putut să fac absolut nimic din ceea ce am realizat ca sportivă. Aș fi pierdut niște ani din viață stând în cantonament absolut inutil, când mai bine vedeam de școală. Ori consider că și chiar cred că sunt foarte norocoasă că am reușit să valorific în niște medalii importante munca pe care am depus-o în fiecare zi de la vârsta de 4 ani. În ceea ce privește alimentația, sigur că era totul organizat astfel încât să nu depășim anumite kilograme. Nu de altceva, dar ne rupeam ligamentele, spinarea. Gândește-te un șurub, 3 șuruburi în aer pe care le faci. Dacă tu aterizezi un pic șui, cam cât preia coloana ta în momentul aterizării. Și atunci oamenii nu erau chiar nesănătoși la cap, dar trebuia cumva să explici unui copil să și înțeleagă că nu ai voie să mănânci o ciocolată întreagă și că o bucată ți-e suficientă. Doar că știi cum e, când cineva nu-ți dă și îți dă când vrea el, cu atât mai mult te frustrează asta. Dacă eu vreau să mănânc acum, acum vreau să mi se dea și câte am nevoie. Tu la 6. Da. Acum, altfel, mâncarea era suficientă. Adică eu astăzi mănânc mult mai puțin decât mâncam la Deva. E adevărat, nici efortul pe care îl făceam atunci nu-l fac astăzi. Și eram în creștere, dar, repet, nu cred că trebuie privite lucrurile atât de dramatic cum poate sunt ele povestite sau cum le văd. E și legenda care se amplifică. Absolut. Probabil că pe vremea Nadia așa o fi fost, dar eu nu pot să povestesc din ceva ce nu am trăit. Dar cine ai vrut să fii? Ai vrut să fii cineva în gimnastică? Adică în momentul în care ți-ai dat seama că nu mai o joacă. Gata, nu mai... Atunci nu puteam, n-aveam posibilitatea să vedem neapărat videoclipuri cu sportive pe care poate le apreciam. Aveam câteva postere în sală cu Daniela Silivaj, cu Nadia, apoi cu Lavinia Miloșovici, însă nu am avut posibilitatea să le văd integralele, exercițiile, să văd ce elemente fac ele. Era mai dificil. Însă, evident că ajungând la lot, îți dorești să valorifici cumva și să devii tu o campioană, o sportivă de care oamenii să-și aducă aminte. Când ți-ai dat seama de treaba asta? Că poți să știi tu. Că nu știu dacă am avut neapărat un moment în care am zis, măi, gata, acum eu vreau să fiu. Însă era cumva dorința asta, cumva eram mult mai atente la echipa noastră, la indicațiile pe care le primeam, la modul de evoluție al nostru ca și progres. Nu știu dacă am avut un moment în care să zic, domnule, mă duc la concurs și cu medaliile pe care o să le câștig, aici sigur lumea o să afle de mine. Pentru că în cazul nostru nu era o pregătire pentru când o să devin faimos, să zicem, da? Pentru când o să devin mare campion. Era o pregătire zi de zi pentru ca tu să fii foarte bun în ceea ce faci. Și ulterior, când venea și medalia, evident că bucuria era cea mai mare, dar vezi că de multe ori pe podium eram așa de asta vreau să te întreb. O secundă, iartă-mă. Ai înțeles ce se petrece cu tine sau că toți marii sportivi spun, domnule, n-aveai timp, nu prea realizai și în momentul în care m-am lăsat așa este? Așa deci este. Toți spun că, sau mă rog, mare parte. Dar știi de că ce? Că n-am realizat atunci. Bine, cumva, nu știu dacă nu realizai, că nu poți să se ridice o sală, de exemplu, mă gândesc acum la Sydney, se ridică o sală întreagă când cântă imnul românii și tu să nu-ți dai seama că, chiar am făcut ceva, adică sunt cea mai bună din lume în momentul ăsta. Deci nu cred că nu îți dai seama, dar într-adevăr, nu poți să te bucuri cu adevărat de ceea ce se întâmplă, pentru că mai urmează o zi. În cazul nostru avem finala pe echipe, după care urmează finala de individual, compus, după care urmează finala pe aparate. Ideea e să nu ieși din acea stare de concentrare și care aparține competiției. Adică, domnule, gata, acum sunt cea mai bună, gata, nu mă mai lăsați, nu mă mai stresați voi cu ce trebuie să mă pregătesc, ce trebuie să mă antrenez și ce am de făcut. Deci cumva trebuie să rămâi focus la ceea ce urmează ca și competiție și asta știu foarte bine să fac antrenorii. Adică chiar dacă uneori mai veneau și spuneau fetelor, cred că nu e nevoie să vă strigăm, să ridicăm două degete ca să vă dăm o indicație. Asta era cumva subtil o atenționare a faptului că trebuie să rămânem concentrate la ceea ce... Tu mai aveai emoții? Tot timpul. Bine, să zice că dacă n-ai emoții e ceva ciudat. Da, nu, tot timpul am avut emoții, dar a ajutat foarte mult experiența acumulată pe parcursul anilor. Adică modul în care reușești cât de cât să te deconectezi de la ce strigă unii, ce strigă alții, de la gândul că, aoleu, de exercițiul meu și de nota mea depinde clasarea echipei, dacă e pe locul 1 sau pe locul 7. Toate lucrurile astea în timp... Și nu te apasă astea în momentul ăla? Simți. Ba da, așa cum am mai spus, pe spatele meu, adică dacă mă făceam eu de rușine să zicem că scria Andreea Răducan era una, dar eu mă reprezentam și pe voi și pe toți cei de acasă și pe antrenorii mei și pe toată lumea care a făcut alături de mine un efort pentru a ajunge acolo. În momentul în care n-am mai avut rezultate,
Da. Când a început să spună, băi, dar unde ne duceam noi și... Da, dar vezi, e o chestiune ciudată. Oamenii acum spun, nu mai avem rezultate. Numai când aveam rezultate, toată lumea boicota și se plângea. Ia uite cum le ține, ce regim, nu le dă să mănânce, nu știu ce le face. Acum când le dă să mănânce... Salată, care-i treaba? Nu știu, asta e de pe vremea Nadiei, că le dădea, n-am prins-o eu, dar am auzit-o. Și vouă, cel puțin am primit întrebarea asta, și vouă vă dădea o frunză de salată. Zic, bă, salată, am mai mâncat și salată, dar am mai mâncat și altceva pe lângă. Adică, probabil că, nu știu, pot să vorbesc despre lucruri ceva, pe care nu le-am... Dar, repet, lucrurile erau gândite în așa fel și, încă o dată spun, nu poți să faci performanță și, cred eu, în niciun domeniu, fără să faci un minim de sacrificiu. Exist. Drept este că în sport, când cei mai buni dintre cei mai buni se întâlnesc, cum poți să faci altfel decât cu un program foarte riguros și cu o super disciplină și orice cu muncă abatere în fiecare de zi. O secundă sau de un metru. Știi cât contează o medalie? Uite, numai să faci atâta la bârnă. Da. Asta este medalia. Asta este medalia. Și atunci nu e păcat. Nu dai Olimpiada pe nimic? Adică pe un campionat mondial, pe un european, pe ceva? Adică jocurile olimpice sunt... Sunt pentru că jocurile olimpice, odată, cu atât mai mult la gimnastică, nefiind o perioadă de performanță foarte lungă, se întâmplă odată la 4 ani. Șansele să prinzi 2 sau mai zic de 3 ediții ale jocurilor olimpice sunt puține, cum este Oksana Șovitina, care realmente este un fenomen, dar în general foarte puțin. Ori atmosfera pe care o întâlnești la jocurile olimpice... unde se întâlnesc toate țările, toți sportivii, nu o întâlnești niciunde în altă parte. Dar, pe de altă parte, mi se pare competiția de la campionatul mondial mai dură decât la Jocurile Olimpice. La Jocurile Olimpice deja e făcută selecția. Da. Sunt doar 12 țări care merg acolo, sportivii sunt selecționați pentru că și-au făcut etapele de calificare la campionatul mondial. Știi un pic despre ei mai de dinainte? Așa este, da. Adică știi cine merge acolo? Deci cred că e un pic mai dură competiția la un campionat mondial, dar atmosfera de la Jocurile Olimpice este cu totul specială. Discutăm și de Sydney un pic? Sigur. Că ți-am adus ceva. Bine, am zis să facem o glumă. Te rog. Mă, dar îți răcită. Câte au fost? Una sau două? Eu mi-aduc aminte de o pastilă, de una, dar cine mai știe? Asta e un fel de criptonita ta, cum ar veni, nu ca în Superman. Da, dar știi că nu sunt răcită, ce să fac, să o iau degeaba. Dar atunci erau 15 grade? Era, acum toată lumea știe că diferența de temperatură, adică în România, când noi am plecat în august, erau 30 de grade. Ei, la Sydney, acolo începe să se facă rece. Da, ai. Adică tu ai văzut că deja? Ei au Crăciunul vara, adică se duc la plajă. Tu răcisești deja? Era problema și cu aerul condiționat. Corect. Și cu schimbul de temperatură destul de brusc. Probabil că nici imunitatea mea și astăzi simt asta, astăzi nu este una foarte bună. Și atunci, fiind în cameră cu Simona Amânar, stând în aceeași cameră, ea fiind răcită, medicul a gândit că, sau dându-i aceste medicamente cu o zi înainte, s-o fi gândit că, mă, stând în aceeași cameră, să nu răcească și asta mică. Corect. Hai să-i dau și ei, dacă ai zis că doare capul. Nu știam dacă mă doare capul de la... Cum ar veni, nu? Exact. Dacă mă doare capul pentru că, nu știu, urmează să răcesc sau pentru că este, nu știu, tensiunea competiției, habar n-am. Eu nu m-am stat să mă stresez, tocmai sărisem, făcusem o săritură în sala de încălzire și mergeam înapoi ca să mai sar o dată. Aici era pe o bancă domnul doctor și am zis, cam doare capul. Și tu erai în sală? În sala de antrenament, în sala de încălzire, urma să mergem în sala de concurs. Știi că este o sală în sala, în sala de concurs, e sala apoi, de încălzire. Exact. Și apoi, după ce se termină turul de încălzire în sala de antrenament, cum ar veni, mergem în sala de concurs. Și eram la ultimul aparat în sala de încălzire, sărituri, și cu sărituri urma să încep concursul în sala deci, de concurs. Deci, mers cum ar veni. Exact, dar nici nu, cine și-a bătut capul cu o chestie atât de banală? Adică, puteam să și nu zic că mă doare capul. Nu era așa o chestie. Păi tu nu, dar, domn doctor, acum nu tragem în nimeni, dar... Da. Era o listă undeva acolo. Repet, așa au trecut este. Mulți ani și nu mai îi dezgrupăm, dar nu, tu n-aveai nimic, nicio vină. Este o vină, dacă vrei să spunem... Ce a fost? Pseudoefedrină, nu? Pseudoefedrină, dar este un medic, care o substanță care se află în toate medicamentele pentru răceală și gripă. Dacă iei orice, să nu-i facem... Deci, indiferent că dacă nu orice luai... este cu fen, bun, totul este de răceală și gripă și conține și are... această pseudoefedrină. Deci, egal ce ar fi alt medicament ar fi fost. Dar este o să spunem cumva o vină colectivă, pe lângă mușchii încordați, inutil ai celor de la Comitetul Internațional Olimpic, absolut penibil, este cumva și vina noastră în ideea în care medicul întregii delegații, doctorul Drăgan, cred că nici mai știu, cred că mai este în viață, care nu știu dacă a făcut sau nu o adunare cu toți medicii, astfel încât să le spună, pentru că pe lista Federației Internaționale de Gimnastică nu figură această pseudoefedrină interzisă. Adică medicul nostru lucrase până la momentul respectiv pe această listă a Federației Internaționale de gimnastică. Nu exista. Nu exista. Nu. Și era doar la... Și era pusă pe lista Comitetului Internațional Olimpic, care adună probabil din mai multe liste, habar n-am sau ce gândesc ei, dacă au făcut vreo cercetare sau ceva, sau pur și simplu le-au pus ca să fie. Probabil că ar fi trebuit să anunțe în mod
foarte clar și explicit, oameni buni, dragi doctori, toți care sunteți, de la canotaj, de la gimnastică, dați la o parte listele pe care le aveți de la federațiile voastre de specialitate, aceasta este lista după care toată lumea trebuie să se ghideze. Uite, lumea asta nu a înțeles. Nu, sigur, aici, oamenii nu știu. Da. Asta este motivul pentru care eu am și scris cartea autobiografică Reversul medaliei, pentru că primeam de fiecare dată întrebări în același mod, oamenii ce nu cunoscând. Ce s-a întâmplat, mă? Și astăzi, dar de ce nu ți iei medalia? Deci vreau să zic că oamenii ajung să mă certe astăzi, numai că, mă, să primești medalia. Bă, dar tu când îți iei medalia? Tu tot mai aștept să ții medalia. Ei, ca să revenim la domnul doctor, deci cumva e vina tuturor. Și a noastră ca țară că nu ne-am zbătut un pic mai mult, poate, chiar și ulterior, în acei 10 ani în care lucruri, pentru că i-au scos pseudoefedrina și au dat seama că nu îmbunătățește cu nimic performanța sportivă și au zis, bă, hai să o dăm de aici. După care, ca să nu mai apară nu știu ce discuții, au băgat-o la o cantitate de 7 ori mai mare. Adică niște... ar trebui să iei două blistere din astea ca absolut. Să... Plus că trebuiau să țină condomle. Totuși e un copil, cântărește 37 de kilograme, n-a băut apă ca să se poată dizolva medicamentul. Da. Adică altfel se dizolvă un medicament la, nu știu, 45 sau 50 de kilograme. Cum ai zis tu, la un canotor. De exemplu. Da? Deci, un pic mai multă atenție din partea celor de la Comitetul Internațional Olimpic ar fi fost de mare dar ajutor. Dar asta le-ai înțeles acum, dar atunci? Pe atunci nu înțelegeam nimic. Nimic. Nimic, dar nu înțelegeam. Vedeam dar... cu domnul Țiriac, noi, în poze și în astea, îmbrăcată frumușel, după concurs, mergând pe acolo, peste tot și bătând la niște uși. Îți dai seama, de aici era și diferența de fusorar. Nu știi cum am aflat la Gazeta Sporturilor, ne ocupam de treaba asta și a fost în minte și acum Sorin Mihailovici era trimisul nostru acolo, ne-a dat un SMS sau ne-a, că nu era cu atunci. Da. Ne-a zis așa, i-au luat medalia și noi știi ce am întrebat? N-am întrebat cui, deci nici nu ne-a ce medalie, mă? Deci noi eram ce medalie, înțelegi? Nu ne-am gândit nicio secundă că se nimeni, poate... nici noi, adică doping la gimnastică, tot timpul am vorbit cam ce medicament și ce poți să iei tu să te așeze fix. Pe 10 centimetri. Da. Cam vrea și noi să luăm. Sau să la paralele să nu săr nici mai sus, am vrea nici mai și noi jos, să luăm să putem să mergem pe 10 centimetri dacă luăm o pastilă. Și oricum nu un medicament pentru răceală și gripă te ajută să te așeze pe 10 centimetri. E absurd și este frustrant, e adevărat. Atunci nu aveam de unde să înțeleg și nici nu reușeam să găsesc cuvinte potrivite ca să explic oamenilor că eu nu am greșit cu nimic. Adică eu stăteam și la un moment dat mă și blocasem că toată lumea mă întreba ce ai luat? Ce ai mâncat? Da, antrenorii mă întrebau, mă, ai mâncat de la cineva ceva, spune-ne, ai băut apă, da, ai băut apă, ai lăsat-o pe undeva și ai luat din nou sticla. De seama că făceau tot felul de scenarii. Ori pentru mine asta era... Pentru mine asta era un calvar, pentru că nu găseam niciun cuvânt, adică cum să explici? Poate că n-am luat nimic. Și am și scris în carte exact lucrurile astea. În momentul în care încerci să trișezi, să furi, să faci lucruri, cumva și subconștientul tău e pregătit, domnule, la un moment dat s-ar putea ca cineva să mă tragă la așa de vină, ceva te strânge. Corect. Dar când tu te-ai dus să-ți faci treaba în mod firesc, cât poți de bine, ai reușit să faci o super performanță pentru tine, pentru țara ta, să vină unul să zică, iartă-mi expresia, ți-au scurs mucii, dăm medalie înapoi, să predai... nu prea mai-ți aduce aminte poți momentul ăla? Mi-aduc aminte asta foarte bine. Mi-aduc aminte și când a intrat domnul Belu în clădirea în care eram noi cazate. Știu că eram la una dintre băi unde ne făceam părul, eram echipată în costum cu toate cele și îmi puneam niște clame și cu fixativ în păr și mă pregăteam să merg să-mi iau rucsacul și să pornim cu toate către sala, cele care mai aveam un concurs, către sala de competiție. Și a venit domnul Belu ca o vijelie, l-am văzut deci intra cumva în clădire, eu eram aici în baie și l-am văzut. Am spus bună ziua, bună dimineața, nu mai știu. Și s-a dus direct fulger către camera doamnei Bitang. Să știi că Răducan n-are rost să mai meargă la sală. Doamna Mariana își punea acolo un rucsac ce, probabil, toate lucrurile de care avea nevoie. Eu am auzit asta, dar cumva n-am băgat de seamă ce vroia să discute. Zic, poate că e o discuție între dumnealor. De ani de atunci, da, da. Dar la tine. Și am stat acolo cu minte, am zis să nu mă... Și cumva doamna Mariana, fără să se întoarcă să-i vadă fața, zice, băi Belu, nu mai glumi, sau nici în glumă să nu mai spui lucrurile astea, o chestie de genul ăsta. Și s-a întors, zice, nu, că a primit domnul Lăzărescu, domnul Lăzărescu fiind șeful delegației noastre, uite, a primit hârtia asta. Asta înainte să plecăm la concurs, în condițiile în care ei aveau voie să trimită un răspuns ca acesta în maximum 48 de ore, el a venit după 3 zile și nu scria nimic, adică nu scria cu ce a ieșit depistată pozitiv ca să bage zânzane. Evident că a început tirul de întrebări la adresa mea, ce-ai luat, ce-ai mâncat, ce-ai făcut? Zic, doamne, dar n-am luat nimic, am mâncat unde mănâncă toată lumea, am băut apa. Ai făcut tu ceva, că există o chestie, știi de ce tu?
A fost îngrozitor momentul, după care, evident, nu mai are voie să meargă la sală, după care stai care voie să meargă la sală, după care... Deja era un alt parcă și anunțase înainte că pe cine prinde la așa da. E suspendat și da, era... Da, da, ai anunțat înainte, nu? Parcă așa da, spusese da, 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 înainte spus, să pleci. Exact. A spus că toți cei care vor ieși depistați pozitiv vor fi... Ăsta este motivul pentru care când a ajuns în țară a și spus că vrea să-și dea demisia, pentru că cumva nu putea să mă taxeze nici pe mine fiind nevinovată, dar trebuia să și respecte cumva ce a spus. Da, cum... Da. Așa ai că... dormit atunci? Câte nopți n-ai dormit? Dar nici mai știam ce e când e zi și când e noapte, pentru că ne plecasem din satul olimpic, am mers într-un hotel în centrul orașului Sydney, unde ne întâlneam cu avocați. Eu, având aceleași cuvinte în buzunar ca altceva, nu știam ce să zic, domnule, n-am luat, dar nu știam ce să explic, dar nu mai mi-aduceam aminte nici ce medicamente am luat, că luasem un Voltaren, că mă durea o gleznă, o Vitamax, pentru că luam oricum toate, ce ne dădea acolo. Deci nu știam ce altceva, mi se părea că sunt de-a dreptul penibilă să mă repet cu aceeași chestie fără să-i fac pe oameni să înțeleagă. Mi se părea că eu sunt de vină că nu reușesc. Mama Andreea, spune-ne, da, ce e. Da. Este într-adevăr frustrant și mie mi se pare un act de mare inconștiență, dacă vrei, din partea celor de la Comitetul Internațional Olimpic și de modul în care ei au gestionat situația la momentul respectiv, pentru că deși au spus că nu ai voie și vii cu un răspuns din ăsta în care nimeni nu înțelege nimic, bagi zânzanie în toată echipa, că toată lumea era, mă, dar cine știu, i-fi luat și eu dacă a luat Andreea, că doar toți am mâncat la fel, că toată lumea își făcea griji de ce ar putea să se întâmple, după care spui că mai ai voie să mă lași să concurez, să mă arunc pe acolo, Doamne ferește, să te răzgândești în aer, pentru că dacă s-ar fi întâmplat un accident major, ferească Dumnezeu, nu i-ar fi durut pe ei capul. Da. Adică nimeni s-ar fi spălat cu toată lumea pe mâini și ar fi zis ok, nu e vina noastră și așa mai departe. Adică oamenii sunt total inconștienți și nu poți să exploatezi, mai ales că eram minor la momentul medalia respectiv. Medalia unde e mămica acum? Păi medalia este la Simona. Simona. Și a Simonei la Maria și a Mariei, din câte știu, la un moment dat, s-a vorbit foarte mult despre faptul că gimnasta din China, nedorind să accepte medalia, pentru că poporul chinez a considerat că nu poți să devii campion olimpic mai pentru că ai luat un medicament pentru răceală și gripă, și au și refuzat să vină la festivitatea de premiere care se organiza ulterior. Nu s-a mai făcut pentru că nu au dorit să vină. Era ceva ciudat, rău. Era absolut. Și știu că la un moment dat se spunea că medalia ar fi de bronz, neacceptată de China, ar fi la muzeul de la Lausanne. Nu știu să-ți spun sigur ce s-a întâmplat cu ea. Cert e că o corectură reală nu s-a făcut din partea Comitetului Internațional Olimpic, așa și cum știi. Și nu mai sper nimic. Știi cum e? Nu e vorba că nu mai sper. Eu mă gândesc la un moment dat că un om cu suficientă minte și care va considera că nu doar imaginea este importantă pentru grija lor, îți spun foarte sincer, asta este. Nu vor să ne facem să facă un precedent. Dar ei nu nimeriseră, iartă-mă, nici înălțimea sau ce nu nimeriseră la sărituri? Da, calul de la sărituri era mai jos decât toată lumea a venit în cap la Jocurile Olimpice. Adică nu e un concurs, să facem noi aici și... Salciu, așa că, din ochi. Asta denotă cât de bine eram noi pregătite, sau cât eu cel puțin care am prins din echipa noastră, am fost sigura care am prins calul mai jos și am reușit să-mi fac săritura, deși fără să spun, într-adevăr, i-am spus doamnei Bitang, domnului Belu, domnule, mi se pare că vin prea de sus pe masă, adică era clar că nu era intrarea razantă în mod corect. Îți dai seama, în timpul concurs, nu stăteau antrenorii să zică, da, Andreea, cred că ai dreptate, hai să vedem. Nu, domnule, dar nici nu s-a pus cineva problemă la Jocurile Olimpice, nu sunt capabil să măsoare și să organizeze aparatura în mod corect. Da. Așa că mi-am scos din cap lucrul ăsta, am zis, ok, trebuie să-mi fac treaba cât pot de bine, mi-am făcut săritura cât am putut eu. După care au venit un șir de accidentări. Și ți-ai luat revanșa? Da. Mai încolo un picuț? Da. După care te-ai retras? Nu mai mergea? Am considerat că... Nu neapărat, nu eram supărată. Chiar spun foarte sincer, am fost întotdeauna foarte recunoscătoare și astăzi sunt, crede-mă, poate mai mult ca atunci. Cred că intervenise suficientă uzură fizică și chiar și psihică. În plus... care noi nu înțelegem cei din afară. Probabil că, cred că e dificil. Asta am spus și eu. Și mama spunea că, uite, înțeleg cât este de greu, dar oamenii nu au, și nu poți să-i judeci, nu au cum să înțeleagă. Decât noi care eram zi de zi în sala de antrenament, în același ritm, în fiecare zi, și am considerat că nu are sens să rămân doar pentru a merge la competiții, mai ales când ești obișnuit să fii printre cei mai buni, nu prea îți place să mergi și să faci act de prezență la o competiție. Și am zis că este mai bine să mă opresc. În plus, începusem să mă dezvolt și să iau proporțiile unei domnișoare, nemai fiind copil, mi era mult mai greu să-mi car corpul în elementele pe care le aveam de făcut. Copil
și ne toată lumea, și ce, eu. Da, de ce trebuie să retrag? Adică cum? Da, mi-ar fi plăcut probabil să pot să fac mai mult, dar nu doar ca să stau în sală și să merg la concurs. Avem, din păcate, doar 3 minute, n-am cum să nu te întreb. Te rog. Unde suntem acum? Cu chestia cu doamna președintă, am lămurit-o, gata, numai? Nu, numai. Nu. Ea a fost dorința mea foarte mare și foarte sinceră de a încerca să aduc un plus de motivație și de dorință de a schimba lucrurile, pentru că e clar că am rămas în urmă cu toate cele lucruri, au evoluat, s-au schimbat, iar noi suntem mult departe. Rău de tot suntem, adică departe? Păi suntem departe și asta vedem la fiecare competiție. Nu cred că trebuie să vină un specialist să vă spună lucrul acesta. Mie îmi pare nespus de rău. Adică nu îmi face plăcere nici că vorbim din amintiri, pentru ca gimnastica să conteze sau noi să avem aceeași valoare în continuare, trebuie ca și astăzi să fie rezultate la gimnastică. Ne-am mândrit și suntem încă bucuroși de faptul că gimnastica este în România cel mai medaliat sport, dar asta nu o să mai dureze foarte mult. Și e păcat de munca copiilor de la antrenament. E nevoie de un bun antrenament al antrenorilor. Și acum ești cu munca de mămică, da? Nu doar, dar în special cu munca de mămică. Și sunt foarte încântată că pot să le dedic timp copiilor. Iau Nurofenul ăsta. Te rog. Băgăm, gata, ajunge, îl punem aici la... Ne-a făcut destule necazuri. Da, să nu-l mai știu. Ce să-ți dorim? În primul rând să avem sănătate, să avem pace, să ne putem face lucruri frumoase. Acum aveți la sănătate să adăugat și pace. Da, așa, asta am și spus. Uite cât de mult reușim să conștientizăm că până pleci acum cu 10 hainele zile, de pe tine. Dacă zicea să avem pace, ne uitam așa unul la altul. Andreea... Să știi că în Moldova se spune destul de des asta, sănătate și pace. Mai aproape acolo. Probabil, probabil. Dar și înainte, bucate, și înainte se spune. Așa deci este. Sănătate, pace? Să avem liniște, să fim un pic mai buni, mai empatici unii cu ceilalți și zic eu că o să ne meargă și mai bine tuturor. Și să avem medalii din alea de gât. Doamne ajută! Doamne ajută. Andreea, promite-ne că mai vii. Când mai cu poți, mare când plăcere. Ai tu timp. Cu mare plăcere. Mii de mulțumiri încă o dată. Asta să știi că nu se pun pe... Am să le iau și îți mulțumesc. Da. Noi mulțumim. Vă mulțumesc. Noi mulțumim. Să rămână încă o dată. Dragi prieteni, punct final aici. Ne revedem mâine. Toate cele bune, numai bine. La revedere.